Bună dimineața, România, și bine te-ai trezit și astăzi alături de noi. Este miercuri, am ajuns la mijlocul acestei săptămâni. Ce a fost mai greu a trecut. De altfel, toate diminețile petrecute alături de dumneavoastră sunt parcă mai ușor de suportat. Sper ca sentimentul să fie reciproc. Vă invităm alături de noi aici pe TVR3 la Regional Cafe. Ne vedem în toată țara, așa că salutăm și Bucureștiul și Timișoara și Craiova și toate alte regiunile care sunt aproape de noi. Nu uitați că ne vedem și online pe pagina noastră de Facebook, Bună Dimineața Moldova, acolo unde suntem live, dar și pe media.tvr.iași, dacă nu pe www.tvrplus.ro. Și astăzi trebuie să vă spun că este ziua copiilor inventator și ziua abandonării rezoluțiilor pentru anul nou. 17 zile ne-au ținut obiectivele pentru acest an. Eu sper să nu fie așa. Cel puțin să fiți matinal. Asta să fie o rezoluție pentru anul 2018 și să ne fiți aproape. Și să știți că discutăm și noi despre copiii inventatori, dar și creatori, pentru că fiecare dintre noi, în esență, e un copil. Discutăm cu inițiatorul aplicației Îndreaptă Spatele și vorbesc cu tine în acest moment. Da, da, cu tine. Îndreaptă Spatele, dă-te jos din pat și cu siguranță vei vedea că începi ziua altfel. Și tot astăzi discutăm și despre o expoziție care poate fi vizitată aici în Iași până pe data de 2 februarie. Discutăm cu creatorul acestor lucrări. Începem ziua cu o informație din Botoșani. Laureatul Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, opera Omnia pentru anul 2017, este poetul Aurel Pantea. Și acesta susține că este un premiu care definește fundamental vocația unui poet pentru tot restul zilelor sale. Alături de trofeu și premiul în bani, Aurel Pantea a primit și titlul de cetățean de onoare al municipiului Botoșan. Îl felicităm și noi, bineînțeles. Rămâneți cu noi, avem și premii, vă spunem după ce ne întâlnim cu Roxana Corcioaia. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă uit la tine și astăzi pari Julieta, iar eu Romeo. De ce Romeo? De ce ești tu Romeo? Și facem scena nu balconului, scena pupitrului de știri. Ce părere ai? Facem scena de măsuței, dar după știri. Da, la net. Te urmărim la știri. Anchetă la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, după ce un bărbat de 33 de ani a fost bătut de un alt pacient. Totul s-a întâmplat duminică după amiază. Victima fusese internată de urgență vinerea trecută, iar după două zile, când rudele au venit să o vadă, au constatat că este desfigurată din cauza loviturilor. Bărbatul intrase în conflict cu un coleg de salon și a fost lovit grav. În spital se investigează acum incidentul, iar conducerea unității trebuie să afle ce a provocat conflictul dintre cei doi pacienți. Bărbatul de 33 de ani a fost internat la Institutul de Psihiatrie Socola vineri seară. El fusese agresiv cu cei din jur, astfel că rudele sale au chemat poliție și ambulanța pentru a-l duce la spital. Însă după două zile de tratament a intrat într-un conflict cu un coleg de salon și a fost transportat la unitatea de primire urgență a Spitalului Sfântul Spiridon. Bărbatul era lovit în zona feței și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Declarativ a spus că el a fost agresat fără a putea preciza persoana, iar leziunile au fost de tip plăci contuze, plăci transfixiante la nivelul buzei, contuzie de piramidă nazală, contuzie la nivelul mandibulei. Incidentul s-a petrecut duminică după amiază. Potrivit reprezentanților spitalului, pacientul este agresiv uneori, acesta fiind și motivul pentru care a fost trimis la tratament de către familie. La grupul sanitar de pe secția 1 acuți, pacientul a intrat în conflict cu un alt pacient internat în regiune de urgență și acel pacient l-a lovit peste față cu pumnul. Imediat au intervenit infirmierul, i-a separat pe cei doi, s-a luat măsurile conform procedurilor în vigoare. Luni dimineață, bărbatul a fost adus înapoi la Institutul de Psihiatrie Socola pentru a-și continua tratamentul psihiatric. Atunci l-au găsit și rudele. Pentru ei a fost un șoc, pentru că duminică vorbiseră cu el la telefon și nimic nu le-a dat de bănuit. O fost și mie la dânși dimineață și la duc, și la duc, și la duc. Nu le mai alții vine, chiar o grămadă de lume care aștepta acolo. Și i-a dus și altul. Eu te zic, nu ia să duci, mi-a dus mie altul. Când cum într-un târziu era duș pe dâns, știi? Când lovă ăsta mie, un șeptar răcânea acolo, domnule, de unui ăștia ți-a doctor în norușire. Tu-l duci la spital, ți-l bate, ți-l bate și, uite, domnule, ce-i faci? Ți-l bate și ți-l coase în gură și duci tăriște sănătos acasă. Eu îl duc ca să facă bine, nu? Și atunci au luat decizia de a-l aduce acasă pentru a avea grijă de el. Acum vor să-i dea în judecată pe vinovați. Nu se facă dreptate, nu se poate așa ceva.
În primul rând, nu erau aia care îi păzește. Trebuie să fie între dânsul, nu se lași să bată ca animalele între ei, doar nu suntem în junglă. Bărbatul de 33 de ani a fost internat la Socola de mai multe ori până acum. La Institutul de Psihiatrie a început o anchetă internă pentru a se afla ce s-a întâmplat. Foștii angajați ai celui mai mare combinat de utilaj greu din sud-estul Europei, Fortus Iași, cer ajutorul Corpului de Control al Guvernului. Asta după ce ieri a început disponibilizarea a 260 din cei 339 de angajați rămași în societate. Restanțele salariale ajung în total la peste 4 milioane de euro și oamenii se tem acum că nu își vor mai primi banii datorați de societate. Cu toate acestea, nu mai au puterea să protesteze în stradă, așa cum au făcut în 2015 și 2016. Așa arăta în anii 1980 cel mai mare combinat de utilaj greu din România. Aici lucrau în trei schimburi aproape 10.000 de oameni. Începând de astăzi, Fortus Iași, cea mai rămas din fostul CUG, mai are 73 de angajați și datorii de câteva sute de milioane de lei. Din martie 2015, societatea nu mai lucrează după ce, din cauza datoriilor, a fost deconectată de la rețeaua electrică. De atunci, cei 460 de oameni au fost în șomaj tehnic cu 75% din salariu. În 3 ani însă, ei au primit doar 7 salarii, iar restanțele societății au ajuns la aproape 4 milioane de euro. Nu mai am speranțe. Nu mai speranță că ne vom primi banii pentru că orice instituție și orice autoritate și-o bătut joc de noi cu vârstă cum de fapt. Nu mai sper la bani. Dar dacă am fost condamnat la locul de muncă, condamnat la locul de muncă care o scris o carte, beneficiați de clemență din partea legii. Noi am avut colegi care și-au dat doctorate. Și sunt tot cu sute de milioane de lei. Sunt cu restanții salariale. Este foarte regretat și sunt extrem de mâhnită. Eu în momentul ăsta nu știu dacă mă aflu prin cei care sunt dați afară sau nu, dar oricum suntem cu toți în aceeași școală. Oamenii au aflat abia astăzi că vor fi disponibilizați fără niciun leu în plus din cauza lipsei unui contract colectiv de muncă. Deși numai în 2017 societatea a valorificat active de peste 3 milioane de euro, angajații au primit doar câte 3 salarii fiecare. Plătarea în plată, singura variantă, este doar rafalimentul în care pe 123 salariații ar intra pe locul 2 după administrat oficial. Și ar mai rămâne terenuri de astea goale, în rest, hale și activii nu mai sunt. Este numai terenuri și mijloacele fixe. Nimeni nu mai speră că își va primi banii, deși autoritățile spun că acest lucru este garantat de planul de reorganizare a societății. Ei vor trebui să primească salariile restante până la ultimul leu. Modalitatea în care se va face această plată și durata de timp în aceste drepturi salariale ar trebui să facă obiectul negocierii în prealabil concedierii colective cu sindicatul sau cu reprezentanții salariaților. Disperați, salariații au cerut ajutorul guvernului solicitând intervenția Corpului de Control al primului ministru. Proverbul banii n-aduc fericirea capătă alte semnificații atunci când știi cum să-ți gestionezi finanțele, când știi cum să investești pe bursă sau când intuiești valoarea ascunsă a unui produs. Pentru copii sunt noțiuni abstracte, deoarece în curicula școlară nu se găsesc astfel de cursuri. Așa că a fost nevoie să se inventeze o școală de bani care să ofere elevilor informații de care au nevoie în viața de zi cu zi și care îi ajută să înțeleagă complicata lume financiară. O fundație umanitară împreună cu o bancă comercială au pus pe roți acest proiect și au pornit prin țară la volanul unui inedit camion ce poate fi transformat în atelier de lucru pentru copii. Până la 1 martie, școala de bani pe roți va staționa în Grădina Botanică din Iași. Gândiți-vă bine, la fiecare pentru el, da? Unde, din toate categoriile astea, se duc cei mai mulți bani într-o singură lună, într-o familie, puteți să vă gândiți la familia voastră din România. Școala de bani pe roți a pornit la drum din vara anului trecut și a străbătut până acum 10.000 de kilometri. A trecut prin 8 orașe și a trăinuit 6.200 de copii cu vârste între 7 și 14 ani. Zilnic, în camionul transformat în atelier de lucru, sunt organizate câte 4-5 cursuri la care participă zeci de elevi. Complicata lume financiară este deslușită prin jocuri și povești. Ce-i vrea să înveți la cursuri? Cum să economisez banii și ce scopuri aș putea să-i folosesc. Dar cum să-i câștigi, te-ai gândit?
Muncind, cred. Spre exemplu, dacă îmi cumpăr o pereche de papuci, mă uit să, nu știu, și la valoare ascunsă, adică cu ce mă pot ajuta să mă feresc de ploaie. Cei mici au înțeles poate chiar mai bine și chiar mai repede ce înseamnă să gestionezi banii, care sunt prioritățile, bineînțeles, pe niște exemple practice. Mâncare și de ce? Cei mici descoperă cum circulă banii prin lume, ce este bugetul de familie și de ce părinții nu cumpără doar jucării, ci mai plătesc și facturi. În plus, în cele 90 de minute de curs intensiv, le sunt explicate diferențele dintre cele trei tipuri de valori ale unui produs, nominală, sentimentală și ascunsă. Învățăm care este diferența între valoarea emoțională, valoarea nominală a unui produs și valoarea ascunsă. De exemplu, dacă suntem în deșert și nu avem apă, atunci pentru noi respectiva sticlă de apă care costă doar 3 lei capătă dintr-o dată o valoare foarte mare. Atelierele sunt susținute de trainer formați în cadrul organizației non-guvernamentale Școala de Valori. Am descoperit că, nu știu, copiii care au vârstă de 7, 8, 12 ani știu deja despre Bitcoin și își pun problema de moralitate a acestui tip de ținere de bani. Până la 1 martie, camionul școală rămâne parcat în grădina botanică, apoi va pleca spre Botoșani și Suceava. Cursurile școlii de bani sunt gratuite și accesibile oricărui copil care dorește să înțeleagă piața financiară și mecanismele prin care banii pot aduce fericire. Da, asta pentru copiii care mai au încă bani de laurat, nu? Sau, să învețe cum să-i gestioneze. Să investească în Bitcoin, deși n-ai senzația aia că pui banii sub saltea. Sau la șosetă. Cum e vremea astăzi? E puțin mai cald afară decât ieri dimineață. Sunt minus 5 grade în acest moment la Iași. Avem și harta, minus 6 la Botoșani, minus 7 grade la Suceava, minus 5 grade la Bârlad. Ceva mai frig în sudul țării, sunt minus 10 grade, uite, la Turnul Măgurele. Iar în vest avem chiar 0 grade și chiar grade cu plus. Avem și 1 grad la Deva, 4 la Lugo, 6 la Timișoara. Deci mai se încălzește. Mai frig la noi deocamdată aici în Moldova. Avem și o avertizare cod galben valabilă până mâine la ora 20. O găsiți pe meteoromania.ro pentru zonele montane, dar și pentru sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei și a Transilvaniei. Deocamdată e bine, se circulă bine pe străzile noastre, nu avem drumuri închise. Așa, ca de mijloc de săptămână. Da, e bine când totul începe cu bine și avem premii pentru dumneavoastră. Vă ofer o invitație, vă oferim împreună cu Ateneul din Iași o invitație la spectacolul de teatru pentru copii Capra cu trei iezi, oferit de Marionette Show pe 21 ianuarie de la ora 12 în sala mică. Este o invitație dublă și mai am o altă invitație dublă pentru data de 22 ianuarie, proiecție de film Pororoca, premieră, regia Constantin Popescu, de la ora 20 în sala mare Radu Beligan. Numărul de telefon este afișat în acest moment. Ne puteți suna și puteți câștiga aceste două invitații. Mi-au tableta pentru că am aici o aplicație foarte interesantă și există o vorbă în popor care spune în felul următor: capul plecat nici sabia nu-l taie. Ei, să știți, capul plecat oferă dureri de spate, de gât, nu-i așa? Bună dimineața! Bună alături dimineața, de noi încă se află Alexandru Lefter, kinetoterapeut, cel care a inițiat o aplicație foarte interesantă. Îndreaptă spatele! Îndreaptă spatele! Așa se pronunță, îndreaptă spatele! Da, da, e... De altfel, țin minte că la radio, la celălalt job al meu, am un afiș mare scris de mâna ta cu îndreaptă spatele. Și dacă îți spun că așa s-a născut tot, mă crezi? Exact după acel episod de la radio în care am pus o foaie A4, da, masajul îndreaptă spatele, am observat că cineva din Anglia și-a printat o poză cu mine ținând semnul îndreaptă spatele și a pus deasupra biroului. Comentarii la acea poză au apărut sub formă de post-it-uri, respectiv bucățele mici de hârtie galbenă pe care scria îndreaptă spatele. Și am observat că în țară oamenii aveau deja sub monitoare sau în dreptul monitorului semne scrise de mână îndreaptă spatele. A fost pentru mine startul ideii de o aplicație pe telefon. Deci așa a pornit această idee? De acolo a început. Pentru că tu de altfel e cunoscut că aici în Iași și ai și un loc în care oamenii vin, îți cer părerea și poate că le și rezolvi problemele legate de dureri. Cabinetul nostru de recuperare medicală facem printre altele și educație posturală.
Și nu o facem doar în cabinet, o facem și pe Facebook, o facem și pe stradă, o facem oriunde. Uite, am aici tableta, trebuie să ne arăți aplicația, să vedem cum o putem folosi. Ce se întâmplă mai exact? La deschiderea aplicației, orice utilizator poate vedea o serie întreagă de articole de specialitate, toate scrise de mine și de colegii mei. Avem inclusiv articole din nutriție. De exemplu, acesta. Telespectatorii văd exact ce se întâmplă în acest moment? Da, da, avem pe micile ecrane. Perfect. Acum am deschis un articol. După ce îl citesc și dacă mi-a plăcut ce am citit, putem distribui prin acest butonaj de aici, distribuie articolul. Dar ce face această aplicație cel puțin amuzantă, pentru că până și copiii se pot distra? Avem sunet? Nu știu dacă avem sunet. Nu știu. Ideea este că această aplicație îți aduce aminte să îndrepți spatele. Nu îți îndreaptă spatele în locul tău, dar îți aduce aminte să îndrepți spatele. Deci nu este din ecran cineva să îți îndrepte spatele. Există niște notificări care se pot, de exemplu, adapta după cât de des vrei să fii notificat. Da. Un mesaj scris, însoțit de mesaj cu voce, respectiv vocea mea, care spune să îndrept spatele. E aceeași voce și pentru femei și pentru bărbați? Da. Că pot da. Să-ți fac o sugestie, de exemplu, pentru femei să fii mai languros, îndreaptă spatele. Ne-am gândit să facem și cred că vom începe să înregistrăm. Și pentru bărbați să fie masculin, îndreaptă spatele. Mie mi se pare că te-ai auto-invitat să înregistrezi vocile pentru... Bine ai venit în echipă. E și asta o variantă. Deci cumva aceste notificări țin locul părinților, care poate în copilărie îți spuneau tot a început spatele. Din copilărie până la urmă, pentru că primul om care mi-a spus mie vreodată să îndrept spatele a fost mama mea. Da. Până la o vârstă. După o vârstă am început să primesc ghionturi de la frații mei. Apoi, undeva pe la 15 ani, am început să fiu dat ca exemplu pentru ceilalți copii din clasă. Că stăteai drept. În care părinții spuneau, hei, mi-aduc aminte un prieten foarte bun, hei Adrian, de ce nu stai drept ca Alexandru? Eu nu conștientizam, habar n-aveam că fac acest lucru, dar pur și simplu o făceam, pentru că eram obișnuit. Se poate observa și în acest moment, postura, postura se obține, până la urmă, prin exercițiu. Da, dar să știi că eu încerc de multe ori încerc să conștientizez și să stau dreaptă, pentru că recunosc că atunci când nu sunt în fața micilor ecrane, mai stau așa, mă mai surprind stând așa. Da. Însă mă dor mușchii, se întâmplă să sufăr de dureri de spate. Dar foarte mulți oameni spun că au dureri de spate sau dureri de mușchi după ce au încercat să-și îndrepte spatele. Da. Pentru că într-o poziție cocoșată, între ghilimele, spatele este relaxat, este întins, da. Iar în momentul în care cineva își îndreaptă spatele, își pune la muncă acei mușchi și, bineînțeles, că nu prea sunt ei obișnuiți cu a munci în acest fel. Da, 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 da. De aceea, chiar în interiorul aplicației există o atenționare care spune în felul următor. Dacă peste o lună de utilizare, dacă în prima lună de utilizare întâmpin acest tip de durere, noi îl numim durere de adaptare, pentru că, efectiv, este foarte multă muncă. Așa cum mai dăm și în cabinet exemplul unui pom strâmb, nu poate fi îndreptat peste noapte, pentru că îl rupem dacă îl forțăm. Nimic nu e ușor în viața asta. Dacă există dureri în prima lună, s-ar putea să existe și o patologie ascunsă, adică o problemă, o afecție. Deci cel mai bine ar fi să contactăm specialistul. Dar voi aveți, dacă știu eu bine, și o rubrică în care puteți oferi ajutor. Oamenii vă scriu, nu? Da, și da. Noi, în general, răspundem, eu și colegii mei răspundem la absolut orice întrebare o primim pe Facebook, pe e-mail, pe SMS uneori, acolo unde putem ajuta de la distanță. Dacă nu putem ajuta de la distanță, atunci încercăm să ajutăm din cabinet sau dacă oamenii sunt din alte orașe, trimitem la colegii noștri din alte orașe. Și care e feedback-ul până în acest moment? Ce spun utilizatorii aplicației? Cel mai negativ feedback, ca să spunem așa, cu toate că nu se poate așa cea, este că această aplicație este cel puțin amuzantă. Cel puțin amuzantă. Să primești notificări, text și sunet. Da, pentru că îmi pare rău că nu putem auzi voce, dar putem face o probă. Nu se aude, din păcate. Nu, aude. Nu avem și sunet, însă se vede și trebuie vocea, să ne vedeți. Vocea mi aparține și m-am distrat extraordinar. Putem încerca în microfonul de la piept? Ia să vedem așa. Sau lângă la valieră, da. Da, da, da. De exemplu, ceva pentru oamenii din IT. Nu. Nu. Nu, nu avem. Dacă dăm volumul mai tare din lateral.
Nu. Reușim? A, sus, da. Poate avem noroc. Mai ai puțin și aluneci sub birou. Îndreaptă spatele. Deci sunt și mesaje haioase. Sau ceva mai ironic. Îndreaptă spatele. Cocoașa ta atrage atenția. Da, sunt texte sunt drăguțe. Cel puțin amuzante. Dar sunt oameni care chiar au luat-o foarte în serios și de multe ori sunt întâmpinați sau salutat pe stradă cu îndreaptă spatele. Ceea ce... Salut! Îndreaptă spatele! Sunt onorat. Am fost avertizat că s-ar putea să fiu enervat la un moment dat de această expresie. Nu sunt absolut deloc. Dar absolut. Aceste notificări, de exemplu, dacă suntem într-o ședință, le putem seta? Când da. Absolut. Când se ne anunțe? Intrăm în meniul aplicației, la setări, da. Și avem două ramuri, respectiv frecvența notificărilor, cât de des vrem să fim notificați în timpul zilei, 15 minute, jumătate de oră, 45 până la 90 de minute. Ea este setată standard la 60 de minute și avem un interval de notificare, respectiv noi am gândit că ar fi programul de muncă. Stând de vorbă cu partea tehnică a aplicației, respectiv băieții de la GM Software care m-au ajutat să o punem la punct din punct de vedere al programării, i-am întrebat și pe ei, inclusiv voi, cât lucrați. Și eu mi-am recomandat programul 9-18, de exemplu. Da, că asta e programul standard. Pentru că asta e perioada în care mintea este cea mai ocupată și de obicei uităm de noi și ne prăbușim. Sunt oameni care au ales, de exemplu, să-și instaleze intervalul 7-23, adică toată ziua. Dar notificările nu depășesc ora 23, atunci se consideră că noi dormim. Ar trebui să dormim. Iar pentru oamenii care nu vor să fie deranjați deloc în weekend, pentru că nu vor teme, există varianta de dezactivare în weekend. Respectiv, sâmbătă și duminică nu va vorbi niciun lefter în telefonul tău. Da. Îți mulțumim foarte mult, Alex. E o aplicație mai mult decât interesantă și utilă pentru fiecare dintre noi. Îndreaptă spatele, cu tine vorbesc. Da, uite, îndrept și eu. Când ai mers ultima oră cu tramvaiul? Într-o zi de Crăciun. E romantic, un tramvai numit Dorință. Avem chiar acum un fragment din emisiunea Impact pe care o puteți viziona astăzi de la ora 19 pe TVR Iași. Mijloacele de transport destinate exclusiv elevilor și studenților circulă în oraș de câteva luni în Iași la orele de vârf. În acestea au acces și adulții care îi însoțesc pe cei mici către școli. Urmărim chiar acum reportajul. Numai elevii și studenții, doamnă. Dumneavoastră mergeți cu celălalt. Asta e cursă specială. Ora 7 dimineața, capătul linii de tramvai numărul 3 din Dancu. Vagonul special pentru elevi și studenți își așteaptă călătorii. E foarte bun. Da? Da. E mai liber dimineața? Nu, e la fel de plin. Dar cu elevi? Nu. Uneori sunt și pensionari. Momentan nu e greu, dar cred că trebuie să obișnuiască oamenii cu ideea. Încă mai forțează intrarea? Da. Dar pentru voi cum e? E ok, mai liber. Sunt student. Sunt student? Da, în anul 3. Mulțumesc. Cum funcționează sistemul? E okay? Deocamdată bine, dar e la capăt aici. Începând din Tătăraș, începe să aglomereze, să urcă toată lumea, indiferent. Chiar dacă scrie pe... Chiar dacă nu se respectă, da. Din păcate. Foarte mulțumesc. Pentru că mergem direct în Copou și perfect. De aici, din Dancu. Da. Până acum cum funcționa? Cu două tramvaie? Da, trebuia să coborăm în Piața Unirii și de acolo luam altul, până în Copou. Sperăm să funcționeze. Cursele speciale introduse acum o lună pleacă în fiecare dimineață între orele 7:10 și 7:45 de minute. Sunt 11 tramvaie și autobuze suplimentare care fac legătura între 5 cartiere ale orașului și școlile și universitățile din centru sau din Copou. În prima lună am observat și alte aspecte, faptul că mai sunt și alți călători care acced în ele. Nu am putut să luăm măsuri cu ei să-i coborâm. Am considerat că pot fi ori însoțitorii elevilor mai mici, ori poate chiar profesori care ajung la aceleași destinații.
Prin introducerea acestor curse, se dorește ca elevii, studenții, dar și preșcolarii cu câte un însoțitor să circule în condiții civilizate. Adeseori, deși grăbi să ajungă la timp la ore, din cauza aglomerației, tocmai ei rămâneau în stații să aștepte următoarele autobuze sau tramvaie. Numai elevi și studenți, dar nu e nicio problemă. Mă urc în asta la... E specială pentru elevi și studenți. Și nu e bine? Da, e bine. Pentru cine? Pentru elevi și studenți, este bine. E mult mai bine, da. Avem tramvaie speciale pentru copii, pentru elevi și pentru gara avem destule suficiente acum pentru a fi un transport civilizat. Conducerea companiei de transport public din Iași susține că aceste curse nu necesită costuri suplimentare, dar se impuneau într-un oraș care are peste 100.000 de elevi și studenți. Nu ratați emisiunea Impact astăzi de la ora 19 pe TVR Iași. Și trebuie să-l felicit pe domnul Mihai Tudose. Este câștigătorul invitației duble la proiecția de film Pororoca, premieră, regia Constantin Popescu. Atât spun că nu este un premiu de consolare, e un premiu de fidelitate. Mulțumim! Avem pulsul presei chiar acum. Da, Romeo, de ce sunt eu Romeo? Pentru că am aici o Julieta. Poate sună și noul premier să ceară preglumesc, nu era domnul premier, dar poate aflăm în exclusivitate cu ocazia asta. Uite, din evenimentul regional al Moldovei, gratuități la transport doar pentru pensionarii săraci. Primăria Iași nu va mai subvenționa călătoriile vârstnicilor cu o pensie mai mare de 1500 de lei net. Acest lucru nu înseamnă că compania de transport va transporta mai puțin pensionari, dimpotrivă, numărul acestora crește de la 43.000 la 51.000 de persoane eligibile de când din luna martie și găsiți toate informațiile în pagina numărul 3 din evenimentul regional. Uitam și eu o informație din deșteptarea Bacău, haioasă. Pompierii au salvat un cocoș căzut într-o fântână. Ei au fost solicitați să intervină în comuna Boduri pentru a scoate un cocoș căzut într-o fântână adâncă de 10 metri. Pompierii au băgat un furtun în puț și au dat drumul la apă din autospecială pentru a crește nivelul apei din fântână, iar când cocoșul a ajuns suficient de aproape, a fost scos și predat viu proprietarului, un bărbat de 58 de ani. Ce căuta cocoșul acolo? Punguța cu doi bani! Da, punguța cu doi bani! Uitam și eu de la Neamț, parada porumbeilor și a iepurilor, peste 400 de exemplare de porumbei, 350 de găini, rațe, păuni, fazan și vreo 300 de iepuri, scrie evenimentul regional, vor fi prezentate publicului în cadrul expoziției regionale a Moldovei, care are loc la Târgu Neamț în perioada 19-21 ianuarie. Deci dacă vreți să vedeți astfel de exemplare. Până se termină expoziția, cu siguranță vor fi mai mulți, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Am o informație și din vremea nouă Vaslui. Evenimentul anului, artă, au început pregătirile pentru cea de-a 25-a ediție a Festivalului de Umor Constantin Tănase. Acesta va avea loc mai devreme decât acum 2 ani, adică se va desfășura în perioada 30 septembrie-7 octombrie și va readuce o secțiune la care se renunțase în urmă cu câțiva ani, expoziția de fotografie satirico-umoristică. Evident, nu vor lipsi spectacolele de teatru care vor avea loc în Piața Civică și în Casa de Cultură, dar și la Muzeul Județean Ștefan cel Mare și nici concursul de literatură satirico-umoristică. Mai multe informații despre acestea vor apărea în următoarele luni, când programul va prinde contur. Și se fac înscrieri la Festivalul Florile Ceahlăului. Consiliul Județean Neamț și Centrul pentru Cultură și Arte din Neamț organizează în perioada 8-10 martie, deci mai aveți timp să vă pregătiți până la începutul lunii martie, ediția cu numărul 30 a Festivalului Concurs Național de Muzică Populară pentru Copii și Tineret, Florile Ceahlăului. Pardon, data limită de înscriere este 10 februarie, deci începând de această săptămână și până pe 10 februarie vă înscrieți și apoi vă pregătiți. Și de la Bacău, uite, complex turistic și de agrement în locul casei Vasile Alexandri, care a devenit acum aproape o ruină, scrie evenimentul regional, s-ar putea transforma într-un complex turistic și de agrement. Este un proiect care a intrat recent în discuție și asta după ce la finalul anului trecut Consiliul Județean a hotărât
încât să își exercite drepturile pentru cumpărarea casei în care ar fi locuit familia poetului Vasile Alexandri. Și în încheiere, de aici de la mine, uite, Asociația Studenților Jurnaliști împlinește un deceniu de activitate. Și organizează o gală la care vor fi invitați speciali Mihai Tatulici, jurnaliștii Mihai Tatulici și Alexandru Gigoi, vineri, 19 ianuarie. Care va și lansa o carte, dacă știu eu bine. Vă prezint și un nou număr din Vacanța la Țară, numărul 166. E o revistă mai mult decât frumoasă. Colegii mei mă ajută în acest moment să vă arăt, cu plăcinte, cu bunătățuri, cu tot felul de lucruri, dar și cu plimbări, spre Țara Moților, partea întâi. Evident, când eram mică, spuneam spre Țara Morților. Transfăgărășanul văzut de pe platoul de la Bâlea, Bâlea Lac și Bâlea Cabană. Chiar îmi doresc să văd Transfăgărășanul. Până la vârsta aceasta n-am avut ocazia, rușine să-mi fie. În ultima zi a lui Gustar am plecat din București cu un grup mic de jurnaliști către o destinație precisă, Târgul Național de Turism Rural de la Alba, județul Alba. Continuarea o citiți dumneavoastră în această revistă, mai mult decât interesantă, vă spun. Au și rețete, plăcintă pe lespede. Ce vă aduc eu la prima oră a dimineții? Și alte bunătățuri. Mergem la Craiova în acest moment să vedem ce ne-au pregătit colegii noștri de acolo, pe care îi salutăm. Bună dimineața! Bună dimineața, Anca! Bună dimineața la Iași, de aici, de la Craiova. Nu știu cum e vremea acolo, la noi e un pic mai frig, dar știm că tot timpul e mai frig la Iași, așa că ne bucurăm că la noi e tot timpul mai cald. Vreau să vă prezint invitatul meu de astăzi și, iată, am bucuria să o am invitată pe colega mea de la matinal, Alina Șerban. Bună dimineața, Alina! Bună dimineața, Doru! Da, asta e, când rămâi în pană de invitați, schimb colegii la emisiune. Data viitoare o să mă invite ea pe mine? Glumim, bineînțeles, da. Mă bucur tare mult să fiu aici alături de voi, salutări la Iași și mă bucur să fiu alături de Doru, chiar dacă e pentru 10 minute. Da, am invitat-o de drag, pentru că știu că a avut ideea unei campanii foarte frumoase într-o cinstirea centenarului Marii Uniri de anul acesta, 2018. Este vorba de o campanie demarată de TVR Craiova care se numește 100 România, nu? Așa se numește. 100 România, acesta este și genericul sub care se desfășoară toate activitățile legate de centenar. Există și o grafică folosită, un pachet de identitate vizuală, de fapt folosit la nivel național, dat de Guvernul României, pe care îl folosim și noi în cadrul acestei campanii. Noi am adaptat-o cumva la zona noastră, i-am zis 100 România, 20 TVR Craiova, 100 de ani România Mare, 100 de ani de la Unire și 20 de ani de la înființarea TVR Craiova, care această sărbătoare va avea loc pe 1 decembrie. 1 decembrie va fi și finalul acestei campanii. Campanie care a început odată cu începutul anului, chiar dacă centenarul se sărbătorește de la 1 decembrie. Noi am conceput campania anul trecut, dar i-am dat startul în ianuarie. A fost un preambul, ai lansat această idee, a prins din prima, pentru că este bazată pe o idee foarte interesantă. Oameni deosebiți, care fac ceva deosebit, și nu ne gândim aici la directori de instituții, la politicieni, la eu știu ce, ci la oameni care fac ceva foarte interesant la locul lor de muncă, în cartierul lor, în urbea lor mică. În comunitatea lor, care poate să însemne o scară de bloc, un cartier, un oraș și mai departe, județ, țară și poate și mai mult de atât. Eu i-am zis așa mai pe scurt să-i redescoperim sau să-i descoperim pe necunoscuții frumoși de lângă noi. Acesta este obiectivul principal al campaniei, de a arăta oamenilor că există modele de urmat și în România, în care se vorbește despre, și parcă așa, multe care vin spre noi vin din zona superficialului. Noi am demonstrat la TVR Craiova de-a lungul timpului că există astfel de oameni. În cadrul acestei campanii o facem cumva într-un mod coerent. Acesta este unul dintre obiective, să aducem acești oameni, vor fi 100 de oameni până pe 1 decembrie, 100 de modele, 100 România. De la 100 România, 100 de modele de urmat. Și acest număr va fi dublat de ceva ce reiese din al doilea obiectiv, sau nu neapărat, nu al doilea ca importanță, ambele sunt importante, implicarea comunității. Nu suntem noi jurnaliștii care ne ducem și căutăm asta subiecte. Vreau să întreb, cum îi descoperim pe acești oameni? Și nu este o investigație jurnalistică baza, ci
Spune? Ci este comunitatea, da. Așteptăm propuneri. Așteptăm propuneri, da, de la dumneavoastră, de la telespectatori. Campania aceasta se derulează pentru zona Olteniei, așadar propuneri din zona noastră a Olteniei pe pagina de Facebook 100 România sau avem și o adresă de mail 100romania@tvr.ro. Ne trimiteți propuneri de oameni care reprezintă model pentru dumneavoastră și spuneam, poate să fie un vecin care a făcut ceva important pe scara dumneavoastră de blog, poate să fie un cercetător pe care îl cunoaște și care, despre care n-ați auzit vorbindu-se prea mult, dar știți că a descoperit ceva foarte important. Din absolut orice domeniu, nu facem clasamente, nu se votează, este o prezentare a acestor oameni care, bineînțeles, propunerile trec prin filtrul nostru al jurnaliștilor. Sigur. Normal că trebuie să justificați puțin acea propunere și apoi noi îi dăm viață. Mergem, filmăm și aducem propunerile în fața telespectatorilor. Nu putem să propunem chiar pe vecinul care, având noi treabă, s-a dus și ne-a încărcat sifoanele. Deci de asta exact, zic. Da. Exact. Dar sunt oameni importanți, așa cum spuneam, și am avut bucuria ca decanul Facultății de Științe Sociale de aici, de la noi, Sorin Liviu Damean, să-l propună pe colegul nostru Mihai Murerețu. Și exact așa, acum văzând acest reportajel, o să înțelegeți mai bine cum vom da viață acestor persoane și acestor povești, să zicem. Nu spunem nimic despre colegul nostru, spunem doar că este operator imagine aici la noi și o să vedeți ce pasiune frumoasă are împreună cu alți prieteni de-ai lui. Imediat vedem materialul. Propunerea este în favoarea unui craiovean devotat istoriei și mai ales imaginii Craiovei în secolele 19-20. Este vorba de Mihai Murărețu, unul dintre cei care a avut îndrăzneala să transforme rețeaua de socializare într-o pagină cu numele Oltenia Mea, într-o mai degrabă oglindă a istoriei Craiovei prin imagini. Mihai Murărețu este operator imagine, însă pasiunea pentru istorie l-a însoțit încă din copilărie. Acum 2 ani, cele două s-au contopit într-un proiect devenit în scurt timp unul de succes. Oltenia Mea. Oltenia Mea este în primul rând un proiect de suflet. Am gândit acest site ca o platformă de diseminare a informațiilor legate de trecutul Craiovei. M-am gândit în primul rând la fotografie, fotografii vechi. În scurt timp mi-am dat seama că lucrul acesta nu pot să-l fac de unul singur. Munca de documentare este extrem de elaborată și este nevoie de mai multe persoane. Pascutin era care a făcut construcția, da. Da, din comunitatea italiană. Care trebuie să facem un articol și despre italieni. Da. Dacă tot am făcut despre evrei. Să luăm așa de comunitățile astea. Ce-mi care au avut fiecare contribuție în ridicarea orașului ăsta. Istoricii pun accentul pe lucrurile mai importante din istoria acestui oraș, se pune mai puțin accentul pe istoria cotidiană și noi sperăm să atragem atenția și să facem cunoscute anumite lucruri de istorie locală, în primul rând. Sunt articole pe care le scriem în luni de zile, putem spune, și nu neapărat scrisul, ne ia mult timp, ci documentarea. Sunt articole care durează chiar mai bine de un an de zile de când ne documentăm la ele. Strângem foarte multe documente, le analizăm și extragem ce este esențial pentru a expune mai departe. Eu m-am întors după 33 de ani în orașul ăsta numai de dragul copilăriei. Deci vă închipuiți, am stat în București 33 de ani, adolescența, tinerețea, maturitatea. Am lăsat o sumă de prieteni, am lăsat atâtea amintiri. Am lăsat atâtea întâmplări, atâtea situații, atâtea iubiri trecute. Numai de dragul copilăriei. Aici eu merg pe stradă și în drum spre casă mă gândesc că mă așteaptă bunica cu cartofi prăjiți. Fiecare postare atrage zeci de mii de vizualizări. Până aici este însă o muncă de documentare de săptămâni, chiar luni de zile. Modul de elaborare al unei postări este puțin ciudat. Noi am pornit de la fotografii și am încercat să documentăm fotografiile
să descoperim în primul rând locațiile, unde sunt, unde au fost făcute. Am încercat după aceea să aducem date noi din arhive. Când piesele se așează fiecare la locul ei, apare satisfacția și foarte repede o nouă provocare. Descoperirea fotografiilor primului zbor documentat care a avut loc în Craiova la 6 iunie 1910. Aveam un set de fotografii din parc cu un domn și niște domnișoare. Am reușit să identificăm cine era în acele fotografii, deși pe spate nu aveau absolut nimic scris. A fost ca un uriaș puzzle la care am lucrat luni de zile. Două dintre acele fotografii apăreau făcute pe hipodromul din Parcul Romanescu și am avut surpriza să constatăm că pe cer era un aeroplan. Am documentat luni de zile, am documentat acel zbor. Concluzia a fost că era primul zbor al unui aeroplan deasupra Craiovei. Am aflat, tot căutând în arhive, am aflat cine a pilotat acel aeroplan, că era vorba de Georges Osmond, un mare temerar, un pionier al aviaticii la început de secolul 20. Am reușit să identificăm persoanele din fotografie. Mai important, ne-am dat seama cine a făcut fotografia. Sunteți ca niște detectivi. Exact, exact. Setul de fotografii cuprindea inițial în jur de 5. În unele apăreau și 7 persoane și am constatat că la fotografia de la primul zbor lipsea una singură. Deci persoana care lipsea era cea care fotografia, de fapt. Și e vorba de Mimi Geblescu, o domnișoară de 13-14 ani atunci și lucru rar în vremea respectivă avea aparat de fotografiat. Acești oameni frumoși vor continua să reclădească istoria pierdută a Craiovei. Un prim volum cu imagini și texte inedite, o istorie completă a parcului Nicolae Romanescu, este următoarea miză a echipei Oltenia Mea. Da, așteptăm și alți oameni frumoși. Ai rămas cucerit, așa, da, ai rămas acolo, deși, în poveste. Deși știu filmulețul. Ai văzut reportajul. Da, așteptăm, nu, aștepți. Asta, da, așteptăm cu toții și alte propuneri. Sper că v-ați făcut cât de cât o idee despre ce vrem să facem în această campanie. 100romania@rontvr.ro sau pe Facebook 100 România. Propunerile dumneavoastră și în fiecare sâmbătă de la ora 18.30 în cadrul telejurnal regional pe TVR Craiova, câte două astfel de reportaje vor fi difuzate până în decembrie, când se vor strânge 100 de personalități, de persoane, de modele de urmat. Atunci vom face un eveniment special de încheiere a campaniei și de sărbătorire și a 20 de ani de TVR Craiova și, bineînțeles, a 100 de ani ai României. O campanie, unite, deci, foarte interesantă, frumoasă. Mulțumim, Alina. Eu data viitoare mulțumesc, Doru. O să fii tu și o să mă inviți pe mine. Nu știu dacă o să fac și eu ceva interesant. Am glumit. Până atunci ne luăm la revedere de la dumneavoastră, dragi prieteni, de la Iași și din toată țara, pe miercurea viitoare. Da, mulțumim mult colegilor de la Craiova. O felicităm și pe Alina pentru acest proiect mai mult decât reușit. Și să știți că și noi aici, în sufrageria noastră și pe canapeaua noastră, ne-am făcut frumosul obicei de a aduce oameni care reprezintă Iașul și comunitatea ieșeană și unul dintre ei se află lângă noi. Bună dimineața, îi spunem și domnului Doru Cernea, artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Iași, vine la noi cu o nouă expoziție. La mulți ani, ca așa, să începem și să avem, da, parte de un an bun. Felicitări, mulțumesc, pentru această expoziție. Mulțumesc, mulțumesc tare, tare mult. La mulți ani tuturor. Data trecută când ați fost la noi și, dacă mi-aduc eu bine aminte, undeva în martie 2017, veneați cu expoziția Întunecimea Luminii. De această dată ați vernisat expoziția Neliniștea Luminii. Să înțeleg că e una dintre obsesiile dumneavoastră, raportul între lumină și întuneric. Da, și întuneric, lumină și umbre, mă rog. Da. Oricum, marea majoritate a expozițiilor mele personale aveau în titlu, nu știu, cuvântul, categoria sau cum se spune, lumină. Deci, că e neliniștită, că e umbrită, că e întunecată, că e așa, dar lumina. Fiindcă consider că lumina este cea care... Căreia îi datorăm foarte mult, nu? A fi luminat înseamnă mult, da, lucru, da.
Avem imagini chiar acum și numele dumneavoastră cumva reprezintă mesajul artistic, Cernea. Adică da, Cernea, sigur. Se Cernea se și Cernea. Lumina, dacă da. Se așa. Dar și prenumele, și Doru, nu? Un dor de, să zicem, da. Lumină, da? Da. Sau Doru, categoria de dor, care înseamnă nu foarte, foarte mult, mai ales pentru spațiul nostru da, românesc. Da. Mai ales că acest cuvânt nu poate fi tradus în alte limbi. Da, da, a fost alea că m-a așat mult pe ideea asta de nu se găsește, nu am certitudinea asta, poate nu se găsește exact ca și cuvânt, dar ca virgula categorie, nu cred că există persoană umană care să nu ducă dorul. Exact. Da. Însă noi avem un Doru Cernea aici în Iași, de care ne bucurăm. Expoziția poate fi vizitată la Galeria Dana până când? Da, la Galeriile Dana din Profesor Cujbă, numărul 17, până pe data de 2 februarie. A subliniat că vernisajul a fost pe 15 ianuarie, anul acesta, într-o luni. M-am bucurat de o prezență numeroasă a publicului și de toate categoriile. Surprins total plăcut de marea, marea prezență a tinerilor. Nu m-am așteptat, vă rog să mă credeți, nu m-am așteptat atâția tineri da. Și am citit pe fața lor interesul. Mulți erau timizi, că am abordat vreo doi, dar mai stăm de vorbă. Nu mai este, că sunt timizi și nu... Și să specificăm, erau tineri care aveau legătură cu domeniul sau pur și simplu? Și, dar da. Mulți care, eu știu, au citit... informația da. Este o caracteristică... Circulă pe net, da, peste tot. Deci eu nu prea... Mă rog, dar m-au ajutat alții cu... să spun, calculatorul cu da, tot felul de posteri și asta. Eu unul ne prea fiind... Câte lucrări conține această expoziție? Expoziția are 65 de lucrări. Am încercat să fac o selecție, să reușesc un fel de unitate, dar în diversitate. Da? Deci sunt și lucrări mai vechi, să le spun, dar care și-au găsit rezonanța în astea mai noi, fiindcă predomină lucrările noi da. Din ultima perioadă, fiindcă vorba aceea, ne mai luminăm între timp și poate zic eu că am reușit să, da, să parcurg niște etape din asta și am ajuns undeva unde nu sunt total satisfăcut, că asta înseamnă a te sinucide, nu? Tot căutăm mai departe. Deci dar... încă mai aveți nemulțumiri, mai aveți preocupări legate de munca dumneavoastră? La un tip mulțumit deja e ratat, e terminat. Și... nemulțumirea trebuie să ne caracterizeze. Și în ce direcție se îndreaptă aceste preocupări? Pentru că aveți foarte mulți ani de experiență în spate. Toate, sigur, da, mulțumesc. În toate direcțiile, adică începând cu sporirea sensibilității cromatice, dacă vreți, da? De la culoare, care iar înseamnă lumină, nu? Da. Rog vaivul, da? Și până la cele de... aș ține așa o ordine, nu știu... exprimarea tehnică. Contează foarte, foarte mult pentru mine. Da. Și faptul dacă lucrez cu un penson sau cu cuțitul de paletă sau cu deștul câteodată, da? Ca să nu mai spun la intrul în amănunțime, chiar și duritatea sau desinea pensonului, nu? Când trage o tușă, contează foarte mult. Dacă îi cumpăr mai fin, mai nu știu, sau dacă numai cu un mont din ăla de penson și ele, dar obțin niște efecte. De până simpa... la urmă, aceste detalii fac diferența. Exact. Vorbim de densitate. Exact, de... exact. Da, și sunt preocupat foarte, foarte mult de chestiunea asta. Adică pe mine mă interesează foarte mult exact în momentul când mă așez la șevalet. Având starea nici, de asta o scoatem deocamdată, da? Deoparte. Când mă așez la șevalet, având și suprafața preparată da. Pentru lucru, deci prima problemă ar fi și compozițională, am în minte, și în mare, și coloristic vorbit. Dar cum îmi așez, ce vă spuneam, adică, cu ce încep să lucrez? În ultima vreme apelez tot mai des la suprafețele din astea, pun niște gleturi și așa, suprapuneri foarte multe, suprafeții mai rugoase. Mai. Simt eu că sunt mai pe
rezonează mai bine cu interiorul meu. Credeți că ați fi putut să faceți aceleași lucrări la 20 de ani? Nu. M-aș fi bucurat, dar nu. Deși și la 20 de ani, dacă nu îndrăznesc să spun, și la 6-8 ani, făceam lucrări îndrăzneți sau cum, pentru vârsta, da, vârsta respectivă. Da. Dar, na, înaintând, nu înseamnă neapărat că mai înțelepțim foarte mult sau ne luminăm. Căpătăm experiență. Da, căpătăm experiență, da? Și nu trebuie să uităm niciodată că toți, o constatare foarte plăcută mie, așa, toți indivizii sunt tineri, dar la vârste diferite. O chestiune care mi-a plăcut mult, da. Da, mulțumim foarte mult. Vă reamintesc că până pe data de 2 februarie la galeriile Dana de aici din Iași puteți vizita și viziona expoziția Neliniștile Luminii, semnată de artistul plastic Doru Cernea. Și încheiem această ediție cu un citat ce vă aparține. De fapt e un crez de-al dumneavoastră: dacă cele care se văd sunt trecătoare, numai cele care nu se văd sunt veșnici. Așa este. Vă mulțumim mult de atenție, să aveți parte de o zi frumoasă. Ne vedem mâine de la ora 8. Toate cele bune!